Spitalul de neurochirurgie din Iași va finaliza în curând instalarea unui laborator de radiochirurgie stereotactică de tip gamma knife, care va schimba radical modul de percepție, de tratament al pacienților cu afecțiuni neurochirurgicale. Se trece de la chirurgia grosieră la chirurgia de mare finețe. Tratamentul cu gamma knife este o formă de radiochirurgie care permite razelor extrem de concentrate de radiații să fie conduse direct la leziune, fără să afecteze țesutul sănătos. În cazul tumorilor cerebrale, gamma knife elimină necesitatea operației tradiționale. Intervenția nu presupune spitalizarea pacientului, nu prezintă complicații și se face fără anestezie generală. Pacienții se pot întoarce la activitățile cotidiene imediat după procedură. Prin achiziționarea acestui aparat, Spitalul de Neurochirurgie din Iași va deveni singura unitate medicală din România care va deține cel mai recent model de gamma knife.